Salutare, băi, băi și fetelor, bine v-am regăsit cu un nou episod. Fraților, astăzi o să facem, cred că, primul unboxing din România la Kendamele cu ciocane în colaborare cu Sweets Kendamas. Fraților, înainte să începem clipul, pentru că e un lucru foarte important pe care probabil mulți nu l-a ascultat și nu i-a acordat atenție, puteți să folosiți codul de reducere XREMUS pentru o reducere la absolut orice produs cumpărați voi de pe Sweets Kendamas. O să vă las link de la amândouă kendamele în descriere și o să puteți să adăugați acolo codul de reducere foarte simplu. O să vă las acum un mic tutorial pe ecran. Bun, deci tot ce trebuie să faceți este să intrați pe sweetskendamas.ro, să mergeți la produsul dorit, să dați click pe adaug în coș, veți merge cu cursorul aici în dreapta, veți da pe View Cart, veți merge aici la coupon code, veți scrie XREMUS, veți da apply coupon, iar veți vedea că prețul final a fost redus. Bun, deci asta este coletul, mulțumesc foarte mult depozitul Kendama că mi l-ați trimis, îi mulțumesc lui Sergiu, lui Mihaela și la toată echipa și acum haideți pur și simplu să-l desfacem, să nu stăm așa mult de vorbă, pentru că știu că vreți mai multă acțiune decât pălăvrăgeală, așa. Oh my god, sunt așa nerăbdător pentru că am văzut că sunt foarte faine, am văzut că sunt maple și eu credeam că e beach și când am văzut că e maple, una dintre ele am zis că... Oh, nice! Ok, deci asta este prima, după cum puteți vedea e foarte, foarte faină. Ok, o să punem aici deoparte. Aceasta este a doua. Oh, da, asta e aia maple. Și să ne mai găsește ceva în... colețel. Oh, ok, un pachet de ațe premium de la Sweets, desigur, dacă doriți să vi le cumpărați, cred că sunt 45 de lei. Puteți și la astea să folosiți codul de reducere XREMUS și o să aveți o reducere, deci ce mai așteptați, n-aveți nimic de pierdut. Bun, fraților, deci astea sunt kendamele, puteți alegeți voi care o să deschidem aici în colțul ăsta sau ăsta, cea din dreapta sau cea din stânga. Ok, nu contează oricum, pe asta o să deschid prima. Bun, deci exact așa arată pachetul cu ciocane. Sper că se focalizează, sper din tot sufletul meu. Aici este o parte transparentă ca să puteți să vedeți cum, produsul pe care îl cumpărați. Sus scrie Sweets Kendamas, iar pe fund este pur și simplu negru. Ok, acum o să îl deschidem așa foarte frumos pachetelul. Așa. Bun. Nice, uitați-vă cât e de frumoasă. E foarte, foarte, foarte faină. Fresh. Miroase lemn, fresh. Ok, ok, ok. Deci, trebuie să scoateți ăsta, așa. Și aici se găsește ce mai este în pachet, adică pliculețul cu extra string și stickerele. Ok, deci imediat ce am deschis pachetelul, am fost întâmpinați cu o ață de rezervă pe culoarea negru, un string tool și 3 stickere foarte jumecare cu ciocane și Sweets Kendamas aici cu galben scrie. Bun, deci exact așa arată Kendama. Kenul este maple, Tama are vopsea sticky clear, are ca și culori de bază portocaliu, alb și galben. Stai, ce? Portocaliu, negru și alb, am vrut să spun. Are shape prime, adică e pur și simplu ca și orice kendama custom sau pur și simplu orice kendama de la Sweets. Exact așa arată ea, e foarte frumoasă. Aici sus este o spirală. În cupa mare se găsește această pisicuță, să-i spunem așa, iar pe handlestall și ringstall se găsește de asemenea simbolul sau logo-ul cu ciocane. First trick pe kendama asta. Nice! Pentru lunar îi decentă, oricum eu pe asta o să vreau să dau tap-uri și camflip-uri. Și de asemenea pe Sorado scrie cu ciocane. Bun, deci asta este prima kendama pe care noi am despachetat-o. Vă readuc aminte, codul XREMUS pentru o reducere. Link de la kendama asta în descriere. Imediat o să dăm trick-ul, abia aștept, credeți-mă că e, oh my god, e așa șmecheră și așa faină, pur și simplu arată foarte bine. Deci da, iar acum haideți să trecem la următoarea kendama. Bun, deci asta este cea de-a doua kendama cu ciocane în colaborare cu Sweets Kendamas. Pachetul este exact ca și la cealaltă kendama. Eu le-am primit pe amândouă de la depozitul kendama, deci vă mulțumesc foarte mult, băieți. Pachetul, cam așa arată el. Iar acum haideți pur și simplu să-l deschidem, să nu stăm așa mult. Desigur, dacă încă nu ați înțeles, dacă încă nu ați priceput, codul de reducere este XREMUS. Așa. Mergeți acolo, vă adăugați produsul și scrieți acolo la coupon code XREMUS. Bun, deci am deschis pachetelul, iar imediat cum l-am deschis, ca și în cealaltă cutie, ne întâmpină o ață de rezervă cu un
bead, 3 stickere foarte faine cu ciocane și un string tool care probabil nu s-a focalizat, dar nu contează. Ok, iar acum haideți să trecem la kendama. Bun, deci așa arată cea de-a doua kendama cu ciocane în colaborare cu Sweets Kendamas. Bun, deci din câte am citit eu, vopseaua de pe Tama este rubber, nu este nici cushion, nici sticky, nici nimic, nu fraților, este rubber și cred că de foarte mult timp cei de la Swiss n-am mai făcut un custom rubber. Mi se pare o chestie destul de interesantă. Acum o să văd eu cum mă descurc cu un rubber. Ca design pe Ken este exact ca și cealaltă kendama. În cupă mare este logo-ul cu ciocane, la fel între ring stall și handle stall. Tama, la fel ca și culori de bază, are portocaliu, alb și negru. Kenul este beach de data asta, oricum se simte foarte solid și foarte ca lumea. Aste două destul de balansate din câte simt eu. Înăuntru se găsește un rulement premium, la fel și la cealaltă. Și da, fraților, ața este de 4 degete. Ok, fraților, cam atât vă și cu acest unboxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să-l distrugeți. Să vă abonați, desigur, dacă încă nu ați făcut-o. Deci, pe bune, abonează-te dacă încă nu ești abonat. Fă-ți cont, nu știu, dar abonează-te ca să nu ratezi ceva ce postăm pe canal, pentru că postăm clipuri. O să postez zilnic aproape și o să postăm chestii foarte, foarte faine de acum încolo. Deci abonează-te și apasă pe clopoțel ca să nu ratezi nimic foarte șmecher. Și desigur, dacă ți-a plăcut clipul așa de mult sau și dacă ți-a plăcut, aș aprecia foarte mult să-i dai un share, să arăți că îți place și că mă susții. Și da, să-mi lași un coment cu absolut orice vrei tu. Bun, eu am fost Xtremus, până data viitoare vă urez numai și numai bune, iar noi ne vom vedea în următorul clip. Yeah.